Să-mi spuneți, vă rog, când putem începe. Mulțumim pentru prezență. Având în vedere că astăzi a început campania electorală pentru alegerile locale, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne s-au luat toate măsurile pentru menținerea și asigurarea ordinii și liniștii publice în întreaga țară, astfel încât campania electorală să se desfășoare fără incidente grave. La începutul acestei luni, Ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, a aprobat Planul General de Măsuri din competența structurilor MEAI, premergător și pe timpul desfășurării alegerilor locale, planul fiind transmis tuturor structurilor cu atribuții în organizarea procesului electoral. În ceea ce privește măsurile de protecție sanitară pe timpul campaniei electorale, prin hotărârea de guvern aprobată în ședința de ieri, s-a stabilit că purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru candidații și echipele de campanie în timpul evenimentelor, întrunirilor și acțiunilor aferente campaniei electorale. Pentru desfășurarea în siguranță a evenimentelor și întrunirilor în cadrul campaniei electorale, se instituie obligația organizatorilor de a asigura respectarea anumitor măsuri, în condiții stabilite prin ordin comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului Afacerilor Interne, cu avizul autorității electorale permanente. Pentru toate persoanele care participă la evenimente sau întruniri, se va efectua triajul observațional și dezinfectarea obligatorie a mâinilor. Regulile de acces și de protecție individuală se vor afișa în locuri vizibile, în spațiile în care se desfășoară evenimente sau întruniri. În mod obligatoriu, toți participanții vor purta masca de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura. Se va asigura o distanță fizică de minim un metru între participanții la evenimente și întruniri, inclusiv cele desfășurate pe stradă sau din ușă în ușă. La evenimentele și întrunirile desfășurate în spațiu închis vor participa maximum 50 de persoane, iar durata va fi limitată la maximum 2 ore. În cazul evenimentelor și întrunirilor desfășurate în aer liber, organizatorii trebuie să asigure limitarea numărului participanților la maximum 100, delimitarea prin semne vizibile a perimetrului și asigurarea unei suprafețe de minimum 4 metri pătrați pentru fiecare persoană. În ceea ce privește acțiunile desfășurate pe stradă, numărul persoanelor care se deplasează în grup sau formează un grup va fi limitat la maximum 6, iar în cazul acțiunilor din ușă în ușă, echipele de campanie vor fi formate din maximum 2 persoane. Organizatorii au obligația de a asigura aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Respectarea aplicării tuturor acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne. De altfel, structurile MEAI au continuat și în ultimele 7 zile acțiunile de verificare a respectării măsurilor de protecție individuală și de protecție sanitară, mai ales. Au fost verificate aproximativ 163.000 de persoane și 23.000 de operatori economici, aplicându-se peste 9.300 de sancțiuni contravenționale. În ceea ce privește acțiunile desfășurate de structurile MEAI pentru prevenirea și combaterea infracționalității, permiteți-mi să vă prezint rezultatele din ultimele 7 zile. În intervalul 21-27 august s-au organizat 26 de acțiuni de amploare cu 140 de descinderi în dosare privind fapte grave, precum traficul de persoane, traficul de droguri, spălarea banilor, contrabandă sau înșelăciune. În domeniul criminalității organizate au avut loc 4 acțiuni cu 20 de descinderi, fiind puse în aplicare 11 mandate de aducere pentru persoane despre care existau informații că sunt implicate în comiterea de infracțiuni extrem de grave, printre care trafic de droguri și trafic de persoane. În domeniul criminalității economico-financiare, fiind în cercetare infracțiuni precum evaziune fiscală, contrabandă cu țigări, spălarea banilor sau achiziții publice ilegale, s-au desfășurat 7 acțiuni cu 69 de descinderi și au fost puse în aplicare 64 de mandate de aducere. De asemenea, au avut loc 13 acțiuni cu 29 de descinderi, fiind puse în aplicare 30 de mandate de aducere pentru persoane despre care există informații că ar fi comis infracțiuni de natură judiciară. În dosare privind infracțiuni la regimul armelor și munițiilor, s-au desfășurat 2 acțiuni cu 22 de descinderi.
Ca urmare a acțiunilor de amploare din ultimele 7 zile, 40 de persoane au fost arestate și 44 reținute, iar față de alte 42 s-a dispus măsura controlului judiciar sau arestului la domiciliu. În total, în ultima săptămână au fost reținute 255 de persoane și 105 arestate în urma activităților desfășurate de către polițiști. În intervalul 21-27 august, polițiștii și jandarmii au constatat aproximativ 69.000 de contravenții, pentru care au aplicat amenzi în valoare de peste 26 de milioane de lei. Totodată au confiscat bunuri în valoare de aproximativ 7 milioane de lei. În ultima săptămână au fost prinși în flagrant 1.033 de autori de infracțiuni și au fost depistate 84 de persoane urmărite național sau internațional. În perioada 24-28 august a avut loc o acțiune operativă pe raza județului Maramureș, pe linia prevenirii și combaterii tăierilor fără drept de arbori din Fondul Forestier Național, precum și pentru verificarea respectării dispozițiilor legale de către agenții economici, pe linia achiziției, depozitării, prelucrării și comercializării materialelor lemnoase. La acțiune au participat polițiștii Serviciului Protecția Fondului Forestier și Piscicol din cadrul Direcției de Ordine Publică, împreună cu polițiști din cadrul IPJ Maramureș, Bistrița Năsăud, Cluj, Neamț, Suceava și Vrancea, precum și specialiști silvici din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, gărzile forestiere Cluj, Focșani, Oradea, Ploiești, Suceava și Timișoara. Au fost verificați 11 agenți economici cu obiect de activitate în domeniul forestier și un ocol silvic, constatându-se săvârșirea infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori și de furt de arbori. Au fost aplicate 48 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 220.000 de lei pentru încălcarea prevederilor legii privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice. S-au dispus măsuri complementare de confiscare a cantității totale de 2.367 de metri cubi de material lemnos, în valoare totală de peste 700.000 de lei. Acțiunea a beneficiat de sprijinul logistic al Inspectoratului General de Aviație din cadrul MEAI și al Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva, Direcția Silvică Maramureș. Acțiunile de acest fel vor continua. Vă mulțumesc!